trecerea, amintiri frumoase și sclipiri durerea. Inima ți-a pasă, tremura fiorul între piept și frunte, și doar unul dorul știe să-l asculte. Să nu crezi că depărtarea poate liniște iubirea, ea nu moare niciodată dacă e adevărată. Și te-o crește-i banii fluxul, tot deșert rămâne luxul, doar iubirea e mai bogată pentru că e adevărată. Lume, dracă lume, cu aperi și sume, nu cumperi zborul, dragostea și dorul. Lume, dragă lume, cu aperi și sume, nu cumperi zborul, dragostea și dorul. Deci acum, dragi spectatori, ne-ați prins la momentul când vorbeam despre Facebook și eu chiar doresc să continuu despre internet și Facebook, chiar doresc să continuu acest gând. Victoria, acum nu știu ce a făcut, s-a plâns sau s-a laudat, că are 5.000 de prieteni și nu știe cum să mai încapă încă 2.500 da, de eu stau la discuție cu Valeria și mereu îi spun, zic, mamă, uite, am foarte mulți prieteni, foarte multă lume care stă, am aproape 2.000 și ceva, care îmi cer prietenia și nu am cum să-i invite prieteni. Sunt unii care se supără. Astăzi am fost contactată de cineva, un prieten din Dublin, și mi-a zis, Victoria, aștept de 2 luni rândul să mă dai un prieten. Și am avut ieri curajul să-ți scriu pe Facebook și am găsit și numărul tău de telefon. Așa că... Deci îți spun, Victoria, ce trebuie să faci. Trebuie să-ți faci o pagină. Nu o pagină de asta, dar o pagină de aia care Victoria permite mai mult. 3 pagini. Da, și acolo poți, și acolo poți să-i primești, pentru că nu este limitat. Este momentul... Numărul nu-i limitat. Da, este momentul că am făcut câteva pagini, am făcut și câteva grupe și am făcut și... Doar că Valeria este plecată și nu prea are cine se ocupe de asta. Să administreze acestea. Da, mie, sincer să vă zic, mie nu-mi prea place foarte tare să stau în internet. Eu nu prea răspund. Tu ai viața reală care nu ai procedez, timp să... Trebuie să citesc, trebuie să merg la sport, trebuie să mă ocup de lucrurile, pentru că am foarte multă lume cu care conversez. Vreau să reușesc multe, de aceea internetul, dacă îl deschid, am pentru internet jumătate de oră, cred că, din zi, când vreau să mai citesc ce s-a făcut. Și poate, dacă o să mă înțeleagă prietenii mei, vreau să le cer scuze celor care le răspund peste o lună de zile, dar am marele noroc de Valeria și de managerul meu, Dorina Arsene, care, fiind și ea la București, administrează paginile, scrie răspunsuri și le mulțumește prietenilor mei. Așa este soarta persoanelor publice. Nu totdeauna toate scrisorile sunt scrise de persoanele publice. De obicei sunt administratori, pentru că, sincer, nici eu chiar nu vă spărați, dar eu nu pot în adnaclasnici, sunt câte 5.000 de oameni pe account, sunt foarte multe accounturi, exact. Și să răspunzi la toți, la cei care îți scrie, ce faci, Valeria, te-am văzut la o sărbătoare, nu-i poți să nu-i scrii înapoi, dar să-i scrii ce fac eu în momentul ăsta, exact. Pentru ce? Nu are... Adică, într-un fel, trebuie să ocupe cineva. Poate îi răspunzi, dar el îți spune, dar vreau să te invit și eu la o nuntă, știi? Trebuie să-i răspunzi omului, că nu-i frumos să nu-i răspunzi, dar normal că pentru asta e nevoie de administratori. Noi să nu uităm că un artist este unicul. Solicitat. Și oamenii sunt foarte mulți, noi trebuie să reușim pentru fiecare. De asta, dacă reușim la un sfârșit de săptămână să scrim, vă dorim o săptămână frumoasă. Pe mine, de fapt, vreau să vă zic că dacă am vorbit despre internet, pe mine, de fapt, mă șochează multe momente a unor oameni care se trezesc dimineața și spun bună dimineața și au pus o floare de liliac. Sau seara, s-au îmbrăcat, s-au făcut o poză în fața oglinzii. Oameni buni, Facebook-ul nu este pentru cei ca să spui ce fel de kilos ți-ai cumpărat, ce fel de culoare la rochie ți-ai pus pe tine. Facebook-ul este un al doilea televizor
în care omul trebuie să vadă noutăți, știri despre viața unui artist, unui politician, ceea ce se întâmplă, nu-i din ce ca să faci cunoștință, pentru că sunt site-uri unde faci cunoștință cu cineva, sunt site-uri de, pentru show-uri și vedete. Mi se pare mie, dacă greșesc, atunci... Valeria, eu am o poziție, dragii mei, cu totul alta, adică eu sunt în opoziție totală data asta, dar voiam să aflu și ce zice Valeria mai întâi, ca eu Valeria, și tot un alt tip opoziție, că ea nu permite nimănui, practic, pe... Stai că ne spune ea, că ea pune ce are voce. Da. Pentru mine, Facebook-ul e un site de comunicare. Ca, de exemplu, cu un om de peste hotare. Dar, acum Facebook-ul s-a făcut ca un detector unde ești, ce faci, cu cine faci și pentru ce faci. Așa, asta e ok, că nu mai e nevoie să sun persoana dată și să o întreb unde ești și ce mai face, pentru că ea postează absolut tot pe Facebook. Așa că nu ai nevoie nici de telefon mobil. Asta, sigur, mie nu-mi place. La mine prietenii mei sunt foarte... Pagina mea este foarte confidențială și răspund doar cui vreau, ce vreau și cum vreau. Punct. Oamenii străini nu-i accept pentru că nu te știu și habar n-am cine ești, de unde vii și ce faci. Așa că dacă poate te cunosc... Când va ajunge o actriță mare, atunci o să-și facă o pagina ei ca să o cunoască ca actriță. Acum ea este un pic mai reticent în tot și... mai delicată, pot să zic. Victoria, închipuiți, știi de ce părerea ta se bazează pe realitatea pe care o trăiești, în care trăiești. Deci, e și normal. Tu ai niște noutăți mai mășcate ca alții și le postezi pe Facebook. Dar acela care are o singură noutate astăzi, că și-a cumpărat o rochie nouă, el nu are alte noutate. Și ce, să nu posteze nimic? Doar el tot vrea să fie în rând cu lumea. Valeria, adică el doar a trebuit să pui like-uri la noutățile tale, el tot vrea să se manifeste. Poate în modul său... Draga mea, și eu cumpăr rochii de două ori pe săptămână și merg și la cosmetolog și la manicură și la pedicură. Asta nu face deloc bine ca noi să ne postăm unde am fost, când ai băut cafea și cu păi cine, noutățele, da? Tale sunt mai grandioase, a lui sunt mai mici, nu, dar crede-mă pentru că el pe poate... Nu, eu cred că... ok, am zis că noi avem părere diferite, da? Da. Mămica, dacă postează ceva, unde este, ce face, deodată vin jurnaliștii. Noi dacă postăm, după noi nu vin jurnaliștii. Asta este diferența între mama mea și noi, oamenii de rând. Și dacă vin jurnaliști, ce e rău în asta? Știi ce jurnaliști simpatici și deștepți și interesanți avem noi în Moldova? Asta vă spun sigur. Alex a fost acum, a luat campionatul lumii la Vartander. În fiecare zi, de dimineață până seara, veneau ziariști și noi am cunoscut foarte multă lume interesantă. Noi avem niște ziariști extraordinar de interesant și de bravo. Exact, așa să răp. Și lasă să vină, dacă ei nu o să vină, Valeria, eu vreau să-ți spun de viața mea de artist că de foarte multe ori, atunci când credeam eu că jurnaliștii sunt prieteni cu mine, să știi că am dat-o în bară, pentru că jurnalistul își face meseria atunci când tu stai cu el și stai la un ceai, ea spune, măi, Victoria, ce mai faci? Cum e la tine? Și mie mi se pare că de fapt este corect a fi sincer. Eu am fost tot timpul, Victoria Lungu a caracterizat-o sinceritatea. Foarte bine. Să știi că peste câteva zile mă trezeam cu foarte multe lucruri despre care credem eu că nu o să afle nimeni și nu o să știe lumea, pentru că și artistul este un simplu om care nu vrea să știe nimeni. Sunt artiști care vor să-și scoată și să-și facă publică viața și să fie în văzul tuturor și să zică cu cine a fost, cine, ce a mâncat, la care cinematograful a fost. Eu nu sunt genul de om. Tu ai ce ascunde! Eu nu am ce ascunde, dar mie mi se pare că omul e mai frumos să asculte o melodie nouă, să vadă un videoclip foarte frumos, să vadă ce cărți citește Victoria Lungu, cum vorbește cu fetița ei, unde merge la sport, cum își duce viața frumos, decât ce e cu cine a stat la masă, cu cine a dormit,
cu cine și cât ceai și-a pus în, în pahar. Eu cred că asta sunt niște aberații a unor jurnaliști de a scoate, de a mânca din deget și de a scormonie. Pentru că artiștii noștri sunt foarte atenți la ce, unde se duc și ce fac. Și de a face din țânțarea. El lovește cu piatra, drept în ziariști. Și eu sunt ziarist în primul rând. Deci... Ok, dar tu faci cu totul altfel de lucru. Victoria. Noi vorbim de jurnaliștii și... Victoria, nu care... sunt jurnaliști buni și răi. Este cerința publicului, de cerința cititorului. Eu niciodată nu o să scriu sau nu o să dau ceva ce omului nu e interesant. Dacă pe omul îl interesează cât ce ai bei tu și cum îl bei, eu asta am să dau pentru că ei asta vor să știe. Dacă eu am să le scriu că tu citești nu știu ce acolo, Schopenhauer și nu știu ce acolo și așa mai așa. Departe și lor asta nu le este interesant, asta nu o să le dau. Zic că le este interesant, posibil. Exact. Eu nu zic că nu este interesant. Eu vorbesc despre faptul că atâta timp cât există cerință, atâta timp o să fie noutăți de care cere publicul. Da, dar noi să nu uităm. De fapt, dacă mergi la un post de televiziune în care se vorbește despre știri, da? Nu vorbești atunci cu cine Victoria Lungu a fost la mare, da? Vorbim despre alte lucruri. Uh-huh. Exact așa și jurnalistul. Jurnalistul este că face doar PR negru. De ce doar PR negru? Pentru că sunt cei care merg după tine și fac poze arzi. Între piept și frunte și doar unul dorul știe să-l asculte. Să nu crezi că depărtarea poate liniște iubirea. Ea nu moare niciodată dacă e adevărată. Și te-o crește-i banii fluxul, tot deșert rămâne luxul. Doar iubirea-i mai bogată, pentru că-i adevărată. Lume, dracă lume, cu ape și sume. Nu cumperi zborul, dragostea și dorul. Lume, dragă lume, cu ape și sume. Nu cumperi zborul, dragostea și dorul. În orice seară zboară prin trecut și în culori măsoară câte am pierdut. Inima e gata să-și cuprindă dorul, dacă o știi că o iertă. Și așteaptă zborul, să nu crezi că depărtează.